suntem dintr-o familie numeroasă, 10 frați, 10 copii am fost, o băieți și două fete. Toți am fost în credință, în oastea Domnului, părinți credincioși. Ne-au dus de mici la biserică și am crescut în, cum să zic eu, în frică de Domn. Toate astea nu te naști creștin. Trebuie să iei odată o decizie și să faci pasul ăsta, să-L primești pe Dumnezeu în inimă. Asta e cel mai important. Soția mea, fiind din familie de olari, după ce ne-am cunoscut, la câțiva ani, lucram în spate la cuptor, la pus pe foc. Și după program, veneam în atelier și am încercat până am reușit să stăpânesc lutul, să-l pot modela, să iasă ceva din mâna mea. A durat câțiva ani până am reușit să învăț. E foarte bună asemănarea dintre o bucată de lut ajunsă în atelier și omul care se întâlnește cu Dumnezeu. E același sentiment, același lucru, exact ca și omul. Lutul trebuie modelat. Cum ne modelează pe noi Dumnezeu, așa și olarul modelează bucata de lut, îi dă ce formă vrea. Doar că să ajungi în atelier, în atelierul olarului, acolo poți fi modelat. Acum 30 de ani, 1992, într-o tabără undeva pe munții Rarăului, studiind cuvântul Domnului și după studii biblice și după un program, la finalul studiului am hotărât să fac pasul ăsta. Și de acolo a început modelarea mea, pe roată, pot să zic. Avem etape în viață când suntem modelați. Problema e să acceptăm și să ne lăsăm modelați. Înseamnă să-ți schimbi viața, să te întorci la 180 de grade din persoană care poate făceai multe lucruri greșite înainte, să schimbi atitudine, să schimbi sentimentele, să schimbi felul tău de a fi, să fii o persoană nouă. Așa ne învață și cuvântul Domnului, nu? Să ne schimbăm, să ne naștem din nou, până un om nu va fi născut din nou, nu va putea fi mântuit. Asta e condiția de bază. Până un om nu se va naște din nou, nu poate vedea mântuirea, în primul rând. Născut din nou înseamnă să te întorci de la faptele tale care le-ai făcut în trecut și să îți schimbi viața, să trăiești frumos, așa cum îi place Domnului. E obligatoriu, cred eu. Dacă vrem să trăim o veșnicie împreună cu Domnul, trebuie să faci pasul ăsta.